Doamnelor și domnilor, dacă ne auzim și colegii mei confirmă acest lucru, îi mulțumesc lui Ruben și celor care ne ascultă. Aș vrea să vă dăm citire acestor statistici care au venit în ultimele săptămâni dinspre Institutul Național de Statistică și care spun că în România structura confesională s-a modificat. 16.397.000 de persoane din totalul populației rezidente s-au declarat creștini. Foarte interesant, deci România rămâne o țară eminamente creștină, însă cei de religie ortodoxă, probabil și datorită plecărilor în străinătate, plecărilor în Occident, sunt mai puțini cu câteva sute de mii, iar în zona religiei romano-catolice se înregistrează o foarte ușoară scădere, de la 4,6% la 4,5%. 3% religia reformată, aici vorbim despre mai ales minoritatea etnică maghiară. De asemenea, discutam cu pastorul Luigi Mițoi, iată invitatul nostru special în această seară, încercăm să rectificăm problemele de sunet. Se remarcă creșterea procentului de credincioși penticostali ajunși la 2,5% din populația României, cu o creștere semnificativă, și aici vorbim doar despre adulți, pentru că noi așa creștinii evanghelici nu numără și copiii. Printre cei credincioși avem 404.307 de creștini evanghelici declarați. Mai avem și greco-catolici, doar 0,7%, baptiști 0,6% și creștini adventiști de ziua șaptea 0,4%. Surprinzător, un număr de agnostici și atei de 0,9%, mai puțin de 1% agnostici și atei. Doamnelor și domnilor, cifrele continuă să surprindă. Dacă ne uităm la nivel global, vedem o creștere a numărului de creștini penticostali și carismatici, mai ales în America Latină, în zona Caraibe, în Oceania și în Africa subsahariană. Iar la întrebarea pe care am pus-o pastorului Luigi Mițoi, de ce crede domnia sa, un om cu experiență misionară și pastorală semnificativă, de ce crede că a crescut ponderea penticostalilor în România, răspunsul l-ați auzit, e vorba de implicarea misionară și de asumarea acestei porunci a evangelizării. În loc să fie o biserică pasivă, care să-i aștepte pe credincioși să vină duminica la biserică, biserica penticostală este o biserică activă, care îi provoacă pe cei sceptici, pe cei, iată, căldicei, dacă nu cumva pe cei răciți la suflet, să asculte măcar o dată cuvântul lui Dumnezeu și în felul acesta convertirile nu întârzie să apară. Ați mai aflat de asemenea, doamnelor și domnilor, că această biserică penticostală are o rădăcină istorică în zona nord-americană, Azusa Street, un fenomen carismatic care s-a petrecut atunci și care sigur că s-a manifestat în fel și chip. Putem discuta teologia acestei mișcări altă dată, nu acum. E vorba de revendicarea acestor daruri spirituale ale Duhului Sfânt, pe care de altfel apostolul Pavel le menționează în capitolul 12 din epistola către Corinteni, întâia epistolă către Corinteni. Sigur că dacă pastorul Luigi este cu noi, aș vrea să-i adresez o nouă întrebare. Ne auzim? Eu vă aud bine, domnul. Parcă e mai bine, parcă e un pic mai bine și asta mă încântă nespus. Domnul Luigi Mițoi, eu vreau să spun ceva foarte sincer. Avem în spate, fiecare noastră aveți o bibliotecă, eu se întâmplă să am și o altă bibliotecă. La întrebarea pe care i-a pus-o un boier, un aristocrat rus, la începutul secolului XIX, unui personaj din mediul ortodox, care s-a numit Serafim din Sarov: care este scopul vieții? Asta a fost întrebarea pe care un boier, știți, Rusia imperială era o societate extrem de structurată, ierarhic, și boierii erau foarte bogați, latifundiari, nu prea stăteau de vorbă cu mujicii. Și a întâlnit la un moment dat un asemenea boier, un om simplu, care trăia în pustietate, care trăia precum Ioan Botezătorul în singurătate, și care întrebat care este scopul vieții, răspunsul a venit din partea acestui călugăr, Serafim din Sarov. Sarov este o localitate din Rusia, chiar și de astăzi. Scopul vieții creștine este dobândirea Duhului Sfânt. Ceea ce înseamnă că ortodoxii, cel puțin într-o anumită, să spunem, subcultură monahală, spirituală,
filocalică, patristică, numiți-o cum doriți, recunosc același obiectiv. Scopul vieții este transformarea noastră, nu doar o întâlnire conceptuală, nu doar o întâlnire, să spunem, mediată de text, nu, ci o întâlnire personală cu Dumnezeu în Duhul Sfânt, care este o întâlnire transformatoare, care are ca scop fundamental sanctificarea vieților noastre și o deplină apropiere, chiar unire, ar spune unii, unirea cu Dumnezeu. Unirea aceasta poate să aibă mai multe forme. Este o unire sacramentală atunci când participăm la cină, la Euharistie. Poate să fie o unire în cuget, când mintea ta capătă, nu-i așa, proprietățile lui Hristos. Poate să fie o unire a voinței tale umane cu voința divină și atunci se produce o sinergie. Toate aceste, repet, mărturisiri din tradiția răsăriteană mă fac să spun că există puncte comune între ortodoxi și penticostali. Ce credeți? E adevărat? Există foarte, foarte multe asemănări, mai bine spus, diferențe. Continuați. Manualul este normal să avem foarte multe asemănări din moment ce ne inspirăm. Avem același mântuitor. Da, se pare că într-adevăr avem o situație de provocare, vine să spun chiar de ispită spirituală, doamnelor și domnilor, invitatul nostru cu totul și cu totul special, pentru care am luptat, ca să zic așa, să-l avem alături, are o conexiune proastă, după cum vedeți, și îl rog pe colegul meu Ruben să îl invite pe domnul Luigi Mițoi să se conecteze într-o zonă cu un semnal mai bun. Iată că conexiunea domniei sale este pe telefon și văd că are o conexiune mai bună. Ne auzim, domnul Mițoi? Eu vă aud foarte bine. Da, suntem într-o situație spirituală, știți? În care trebuie să rezistăm ispitei de a renunța la dialog. Haideți să rămânem în dialogul acesta măcar încă 10 minute și promitem o reconectare sub auspiciu mai bune tehnic, dacă sunteți de acord. Îmi cer scuze, vă rog să mă iertați pentru neajunsul acesta. Știu că este supărător în ziua de astăzi când tehnologia performează. Credem în minuni. Se întâmplă să se audă perfect acum. Dumnezeu să facă o minune. Amin. Vă ascultăm. Deci, convergență, spuneați. Da, spuneam de faptul că avem un ghid comun, Biblia. Avem mântuitor comun. Avem o perspectivă comună. Toți vrem să ajungem în cer. Iar indicațiile Scripturii conduc spre sfințenie. Acesta este produsul final. Oriunde mergem într-o fabrică, există o zonă de finalizare a produsului. Produsul final în biserică este sfințenia omului. Este o sfințire pe care o primim prin Hristos când ne convertim și există apoi un proces de sfințire pe care omul realizează cu ajutorul Duhului Sfânt care este în inima lui. Aduceți-vă aminte că în Cartea Romani, în capitolul 7, Apostolul Pavel vorbește despre slăbiciunile pe care el le-a avut când s-a convertit de la iudaism. Și spunea că în minte dobândise înțelegerea voii lui Dumnezeu la nivel teoretic, dar în practică trăirea lui creștină avea neajunsuri foarte mari. Și el se plângea că nu poate să aducă nivelul practicii la nivelul teoriei și spunea el: vreau să fac binele pe care știu că trebuie să-l fac și nu pot. La un moment dat spune: nenorocitul de mine, cine mă va scăpa din această situație care este chinuitoare? Chiar spune la Roman 7, nu? E un trup care e coruptibil și care uneori voiește împotriva Duhului, care este, sigur, liber de aceste constrângeri. Da, și el la un moment dat în capitolul 8, la începutul capitolului 8, vorbește despre legea Duhului de viață care a venit în el, peste el. Legea Duhului de viață care i-a dat o nouă competență spirituală.
I-a dat o nouă forță, o nouă dinamică. Și spune el, legea Duhului de viață a biruit, a învins legea firii. Noi suntem formați din trei entități, Duh, Suflet și Trup. Trupul în Biblie, în limbaj spiritual, este numit fire pământească. E, această fire pământească are toate instinctele primare. Asta este partea din om care nu se convertește niciodată. În interior însă, la nivelul Duhului, se naște un nou nou în Hristos, un om nou în Hristos. Și omul acesta crește în măsura în care este hrănit. Atunci când el este hrănit și crește, el intră în concurență cu firea pământească care dorește altceva. Firea pământească dorește imoralitate. Ea nu are nicio regulă, ea nu are niciun reper, ea nu are rușine. Omul dinăuntru, omul nou în Hristos, omul spiritual, are regulile Bibliei, are perspectiva veșniciei, are prietenia lui Dumnezeu pe care nu vrea să o piardă. De aceea el vrea să trăiască în moralitate, în timp ce firea pământească alege imoralitatea. Și iată dar competiția, iată dar conflictul, războiul, lupta. Și Pavel spune, nu pot să înving lupta asta, pentru că eu mă lupt împotriva mea. La nivelul gândului, conștiinței, vreau să fac binele și la nivelul trupului, instinctelor, dorințelor, mă trezesc că fac răul, aleg răul. Mai ales automatismele comportamentale care s-au cristalizat într-o altă perioadă a vieții, când nu aveam perspectiva aceasta creștină. Și începe capitolul 8, unde el spune în versetele 1 și 2, dar slavă lui Dumnezeu că legea Duhului de viață a biruit legea păcatului și a morții. Și de atunci încolo, el devine cel mai proeminent apostol, cel mai prolific scriitor al Noului Testament. Cine anume l-a propulsat pe el de la nivelul de imposibilitate să trăiască ceea ce știa la nivel teoretic? El și-a investit toate resursele umane și la sfârșit a obosit și a capitulat în fața domniei firii pământești, a poftelor trupului. El spune următorul lucru, legea Duhului de viață. Făceați mai devreme referire la o personalitate proeminentă. Vorbeam puțin mai devreme despre crezul Bisericii Penticostale. Nici vorbă să am intenția să afirm penticostalismul, nici vorbă. Am făcut numai referire ca să pun împreună niște exemple din trecutul discuției noastre. În concluzie, încheind ideea aceasta, mai precizez următoarele. Legea Duhului de viață, care este ceva supranatural, care vine din afară, nu este din educația noastră, nu este din disciplina noastră, dar folosește educația și disciplina, dar sursa nu e educația și disciplina. Ea vine din Dumnezeu, este Duhul Sfânt, este Duhul lui Dumnezeu care coboară în inima omului, care aduce în om o resursă pe care omul nu poate avea din altă parte. Realizările lui academice, disciplina lui, spartanismul lui, toate sunt necesare, dar noi avem nevoie de ceva care vine din afara noastră, de la Dumnezeul care a promis că ne va da puterea. Aici cuvântul este dunamis, dinamită. Aceasta e puterea pe care o primite din Duhul Sfânt. Vreau să spun că fratele Traian Dors, care este iubit și de ortodox și de penticostal, s-a așezat undeva în perioada României interbelice și apoi mai târziu, după ce au venit comuniștii la putere, la intersecția între cele două curente. Și cred că mulți din oastea Domnului au încercat același lucru, domnule Luigi Mițoi, anume mulți au încercat să accepte această împrospătare a vieții cu roa Duhului Sfânt, fără să lepede ceea ce s-ar putea numi, și aici iarăși unii dintre cei care ne ascultă comentează deja, sacramentele bisericii, tainele, cum ar fi inclusiv taina împărtășaniei sau a spovedaniei, pe care poate că niște creștini evanghelici le practică sau le asumă în chip diferit. N-aș vrea să stăm de vorbă în chip polemic în această seară. Nu e o seară în care să punem toate armele pe masă, deși aștept de mult un dialog onest cu un asemenea păstor cum sunteți dumneavoastră. Totuși vreau să vă întreb,
după 100 de ani, este și penticostalismul expus la aceleași tendințe de secularizare cu duhul lumesc, nu, al acestui veac. Este și penticostalismul, sau sunt și bisericile penticostale din America, unde prosperitatea este la ea acasă, în continuare. Sunt și ele expuse la tendințele de, să spunem, corupție morală și spirituală. Și vă mai întreb un lucru. Cum deosebim șarlatanii din biserici de oameni autentici, curați, ai lui Dumnezeu? Pentru că și asta e o neliniște a multora care au tot asistat în toate bisericile la căderi și ridicări spectaculoase în ultimii 10-15 ani. Întrebările sunt foarte bune. Nu știu dacă răspunsurile vor fi pe măsura lor. Atunci când vorbim despre identificarea șarlatanismului care se manifestă prin biserici, în interiorul comunității creștine, indiferent ce fel de ce denominație are comunitatea creștină, ne referim la lucruri pe care le putem realiza noi oamenii cu mijloacele noastre și ne referim la lucruri pe care nu le poate realiza decât Dumnezeu. Cele realizate de Dumnezeu sunt câteva. Primul dintre ele este Scriptura. Noi nu știm nimic despre Dumnezeu decât ce ne-a spus El în Biblie. De aceea Biblia rămâne manualul creștinului. Trebuie să ne uităm în Biblie, în cele 66 de cărți, 39 ale Vechiului Testament și 27 ale Noului Testament, trebuie să ne uităm în Scriptură să vedem ce au spus patriarhii, judecătorii, împărații, profeții și apoi Noul Testament, apostolii Domnului, ce a spus Hristos în Evanghelie. Și dacă omul care vine este în spiritul Evangheliei, atunci Dumnezeu este prezent în inima lui. Un al doilea reper este Duhul Sfânt, de care tot vorbeam. Există un dar care vine de la Duhul Sfânt, numit deosebirea duhurilor. Sunt oameni care au acest dar. Unii au darul să profețească. Adică să te avertizează că mâine se va întâmpla așa și așa și tu trebuie să faci așa și așa. Sau te va mustra pentru ce ai făcut ieri noapte și nu știe nimeni decât tu. Ei, așa cum e darul profeției sau darul minunilor, există darul deosebirii duhurilor. Adică dacă cineva intră în comunitatea creștină, în biserică și spune ceva sau își exprimă opinia cu privire la oarece lucru, persoana aceasta se ridică și spune: taci din gură că tu nu vorbești de la Dumnezeu. El în comunitate este recunoscut ca o persoană care are această călăuzire divină și Dumnezeu îi face lui de cunoscut, așa cum i-a făcut de cunoscut lui Daniel și celorlalți profeți din Scriptură. Vedeți, noi am ajuns la un creștinism unde nu mai considerăm minunea ca pe un lucru obișnuit, miracolul, adică acțiunea divină. Noi pur și simplu tindem să mergem spre un creștinism unde ne descurcăm singuri, devenim autonomi, independenți de Dumnezeu. Ăsta e unul dintre marile riscuri ale creștinismului. Și știu că toate denominațiile, toți pastorii, toți preoții, toți prelații, toți încearcă să fugă de fenomenul acesta de secularizare. Dumnezeu este în biserica lui, biserica lui Dumnezeu nu este a noastră. Este ideea lui Dumnezeu. El și-a dat Fiul pentru ca biserica să existe. De aceea, noi trebuie să lucrăm împreună cu Dumnezeu, sub autoritatea lui Dumnezeu, călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că noi nu suntem logici, nu ne folosim discernământul, nici vorbă de așa ceva. Dar după ce noi ne-am epuizat resursele de judecată, de discernământ, atunci pot apărea, cel puțin în momente delicate ale vieții sau slujirii noastre, anumite manifestări harismatice prin care Dumnezeu, în mod supranatural, intervine ca să rezolve o problemă pentru onoarea bisericii sale și pentru binele comunității creștine. Domnule Mițoi, fără să forțez aici o unitate artificială, nu asta este scopul discuției noastre, recapitulez cele spuse. Pentru dumneavoastră ați spus, un creștin evanghelic de persoasiune penticostală este un creștin pentru care Duhul Sfânt continuă să opereze, să facă minuni până în ziua de astăzi. El intră în viața credincioșilor cu forță, cu putere, dynamis, ați spus. Duhul Sfânt este centrul vieții bisericii
și în jurul acestei comuniuni cu Duhul Sfânt se învârt toate celelalte activități filantropice, sociale, culturale, misionare, evanghelice. Ați mai spus un lucru, că pentru creștinii evanghelici, pentru penticostali, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, adică Sfânta Trăime, reprezintă descoperirea biblică despre Dumnezeul cel viu al lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacov. Ați mai spus că Hristos este deopotrivă Dumnezeu adevărat și om adevărat, fără știrbire a umanității și fără știrbire a divinității. Și din punctul ăsta de vedere dogmatic vorbind, adică în sens doctrinar, aș spune că miliarde de creștini din toate confesiunile se regăsesc în cele pe care le-ați afirmat. Aș vrea să vă întreb dacă din punctul de vedere al închinării, al manifestării, în primul rând, în biserica evanghelică sau în bisericile evanghelice există scaune. În bisericile ortodoxe, uneori, pur și simplu nu găsești scaune, statul în picioare adesea este asumat ca o asceză. În al doilea rând, muzica. Muzica în biserica ortodoxă sau catolică este o muzică tradițională, adesea strict vocală, fără instrumente, fără, bineînțeles, chitări, fără acordeon, fără alte elemente de modernitate. În bisericile penticostale, mai ales nordamericane și cele românești care le copiază pe cele nordamericane, am văzut o foarte intensă dezvoltare a unui stil muzical care personal mi se pare, mie, tradiționalist fiind, contrar tuturor opiniilor, mi se pare uneori un stil îndatorat excesiv muzicii seculare. Tobe, chitări, zgomot, foarte multă, să spun așa, intensitate a decibelilor. Cum vedeți această cedare din partea bisericilor evanghelice față de curentele nord-americane? E o pierdere? E o diferență între, să spun, un penticostal de acum 70 de ani și un penticostal de astăzi, la modul de închinare? Apreciez mult întrebarea. Cred că trebuie să menționez la început că există funcție și există formă. Asta înseamnă că Biblia spune ce să faci, dar de cele mai multe ori nu spune cum să faci. Biblia spune să faci înmormântări, dar nu spune cum. Spune să faci botez, dar nu spune cum. Spune să faci nuntă, dar nu spune cum. Spune să faci evangelizare, dar nu spune cum. Când Biblia spune ce să faci, asta este funcție. Funcția este întotdeauna aceeași și peste tot aceeași, dar forma, adică metoda de aplicare a funcției, forma este diferită. Formele de închinare de acum 1900 de ani au fost diferite de acum 1500 și de acum 1200 și de acum 1000 și înțelegeți ce vreau să spun, diferite de astăzi. Pentru că forma de manifestare este în contextul generației respective, dar funcția, ce trebuie să faci, trebuie să fie aceeași. Întotdeauna facem nunți. De 2000 de ani se fac nunți. Eu vorbesc de comunitatea creștină. Doar că, inclusiv în generația noastră, într-o cultură, forma în care se derulează nunta poate fi foarte diferită de forma în care se derulează o altă nuntă pe un alt continent, într-o altă cultură. Revenind la exemplele pe care dumneavoastră le-ați dat, muzică mai gălăgioasă și folosind instrumente de percuție, ați numit toba. Vedeți, spuneam puțin mai devreme că orice discutăm despre viața spirituală trebuie să ne întoarcem la Scriptură. Dumneavoastră știți și cei mai mulți dintre ascultătorii noștri știu mai mult sau mai puțin că psalmii sunt cântări, sunt poezii, iar ei vorbesc foarte mult despre închinare, vorbesc foarte mult despre muzică, despre manifestarea bucuriei, vorbesc chiar despre jocuri. Și apoi vorbesc despre tot felul de instrumente și spune: lăudați pe Domnul cu toba, lăudați pe Domnul cu cavalul, cu instrumente zângănitoare, lăudați, să laude toate popoarele pământului, să laude munții, să laude dealurile. Iată, dar eu nu vreau să vorbesc prin comparație între biserica penticostală și ortodoxă, pentru că nu mă simt confortabil să fac asta. Nu sunt aici ca să spun că o biserică este mai bună decât alta, dar eu vreau să spun cum este în biserica penticostală.
Frate Luigi, da, vorbește și despre harpă. Mă iertați, doar o mică glumă, da? Mai există și harpa, nu doar toba. Să dea Dumnezeu ca să redescoperim harpa, care și ea duioșia ei. Da, aveți dreptate. Mă iertați. Nu e o glumă deloc și chiar dacă ați spus-o în glumă, este un adevăr. Noi avem și harpă în biserică, dar evident, generația tânără folosește mai mult toba decât harpa. Vorbeați puțin mai devreme de secularizare și ați lansat întrebarea cu privire la perspectiva Bisericii Pentecostale. Deja a aniversat 100 de ani de existență în poporul român, în România. Și întrebați dacă fenomenul laicizării sau, mai corect spus, al secularizării începe să devină prezent. Și eu spun din punctul meu de vedere următoarele legătură cu această întrebare, ca un fel de răspuns. Generația care s-a convertit printr-o experiență personală, bunicii de acum 100 de ani, ei s-au convertit pentru că au fost implicați într-o experiență personală foarte profundă, foarte intensă, foarte dinamică, iar la baza experienței a stat Evanghelia cu mesajul ei. Cine crede și se botează va fi mântuit. Marcu 16:16. Oamenii aceștia însă au născut copii. Copiilor n-au trecut prin experiența prin care au trecut ei, dar fiind parte din familie, au mers la Biserica Pentecostală. Ei n-au avut experiența aceea, magnetismul acelei experiențe, dinamismul acelei experiențe, supranaturalul acelei experiențe. Ci ei au fost doar alături de părinții lor care au avut experiențele acestea. Au mai trecut o generație și au venit nepoții. Nepoții nici vorbă să fie avut aceeași experiență, ci ei au mers în Biserica Pentecostală pentru că bunicii și părinții lor au fost acolo. Evident, cei mai mulți dintre ei s-au născut din nou ca o experiență personală, dar nu s-au născut din afara bisericii, ci s-au născut din interiorul bisericii, iar diferența n-a fost mare. Când eu m-am convertit la vârsta de 21 de ani, pentru mine diferența a fost foarte mare, pentru că veneam de nicăieri și mă îndreptam spre undeva. Copiii mei care s-au născut, ei au deschis ochii pe manifestarea spirituală a părinților lor și pe liturghia din Biserica Pentecostală. De aceea, ajustările pe care ei le-au făcut când au devenit adulți și și-au asumat personal asta, nu ca o religie a părinților lor, n-a trebuit să facă ajustări majore. Au venit nepoții mei acum și ei sunt în aceeași situație, doar că fiecare generație care trece mai pierde ceva. Și acum mă întorc la ce spuneați dumneavoastră, cu gălăgia, cu toba, cu lucruri care se aseamănă un pic cu Lumescu, adică un pic sau mai mult. Iată dar cum fiecare generație care vine face o anumită schimbare, aduce o anumită schimbare, lasă în urmă anumite lucruri. Aici nu vorbesc doar despre Biserica Pentecostală. Oriunde în lumea aceasta, o nouă generație aduce lucruri noi și renunță la lucruri vechi, păstrând o anumită măsură din ce a fost în generația părinților sau bunicilor lor. Cam așa răspund eu la întrebarea dumneavoastră. Domnule Luigi Mițoi, vă auzim excelent, cel puțin eu vă aud foarte bine și ne bucură această revenire a sunetului, dar întotdeauna trebuie să vedem ce se pierde și ce se câștigă. S-a pierdut coerența transmisiunii video. Totuși rămânem în dialog cu dumneavoastră și vă mai pun o întrebare. Care credeți că este secretul prizei a aderenței pentecostalilor în, iertați-mă, comunitățile de romi, de țigani? De ce au priză pur și simplu mesajele Bisericii Pentecostale? Par să aibă mai multă priză la țigani sau la penticost sau la rom decât poate la, nu știu, alte grupuri etnice. Și nu spun asta cu vreun dispreț sau cu vreo răutate, e pur și simplu statistic dovedit acest lucru. Domnule Neanțu, eu cred că manifestarea Bisericii Pentecostale, fiind într-o anumită măsură de natură carismatică, este caldă. Nu vreau să dau exemple de denominațiuni, dar vreau să spun următorul lucru. Etnia romă este o etnie
care trăiește mult în spațiu afectiv, emoțional. Atunci când au interacționat cu Biserica Pentecostală, entuziasmul cântărilor creștine care se cântă, inclusiv toba și celelalte instrumente mai gălăgioase, ei s-au regăsit aici. S-au regăsit în această atmosferă, aș putea să spun, plină de entuziasm, chiar incendiară uneori. S-au asociat cu genul acesta. Dacă ar fi mers într-o altă biserică unde lucrurile se prezintă la nivel academic, unde totul este foarte cu minte și extrem de liniștit, genul acesta de biserică se pretează la clasa intelectuală a României. Dar când vorbim despre o etnie romă, ea se regăsește mai mult în Biserica Pentecostală, unde muzica se potrivește mai bine, unde căldura sufletească, unde probabil inclusiv relațiile sunt la un alt nivel. Domnul Mințoi, aș vrea să vă pun niște întrebări care încep să curgă pe rubrica noastră de chat, și anume relația aceasta cu oamenii lui Dumnezeu, hai să-i denumim astfel. Sfinților se adresează Apostolul Pavel, creștinilor din mai multe cetăți, sfinții fiind practic sinonim cu creștinii, probabil că putem traduce altfel sfințiților sau cei sfințiți prin botez erau denumiți foarte lejer de către Pavel, ca fiind oamenii schimbați și întorși la Domnul. Întrebarea mea este, și e o întrebare extrem de personală. Se întâmplă ca unii dintre noi să cunoaștem bine viața unui om întors la Dumnezeu. În cazul meu, se întâmplă să fi studiat viețile acestor creștini din vechime. Viața lui Augustin din Hipona, viața lui Vasile din Cezarea Capadociei, viața lui Justin, martirul și filozoful, viața lui Policarp al Smirnei. Viețile acestea ale sfinților sau ale oamenilor lui Dumnezeu ne impactează. Citim despre ei, ne cutremurăm ce forță de convertire au avut, ce putere de lepădare a păcatului, care este cancerul, nu-i așa, prin excelență, au avut asemenea personaje. Unii dintre ei au mers pe cărarea îngustă, strâmtă a monahismului, alții au rămas în lume și au făcut o misiune deosebită. Întrebarea mea este, pentru dumneavoastră, domnule Luigi Mițoi, de ce eu, în 2023, ar trebui să nu mă raportez deloc la acești oameni ca la niște oameni vii? Pentru că ei trăiesc cu Dumnezeu în veșnicia lui. Eu sunt convins că Augustin trăiește cu Dumnezeu, în veșnicia lui Dumnezeu. Și prin urmare, eu pot vorbi cu el, într-un sens larg, desigur. El n-a murit. De ce se privește cu scepticism această comuniune, communio sanctorum, cum zic latinii, această comuniune cu cei de ieri, de azi și de mâine care trăiesc în Dumnezeu? Depinde ce înțelegem, vorbim cu ei și comuniune cu ei. Dacă ne referim la faptul că viața lor, scrierile lor, predicile lor ne influențează, atunci nu cred că există vreun creștin care refuză această binefăcătoare influență. Pentru că oamenii aceștia au fost vârfurile creștinătății în epoca în care au trăit. Biserica Pentecostală nu cred că este împotriva învățăturilor, exemplului, sfințeniei, influenței acestor mari bărbați ai istoriei creștine. Mă auziți? Da. Aș vrea să Foarte spun, bine. Atât din punct de vedere teologic, cât și pastoral, mi s-a părut mereu că în bisericile evanghelice, în bisericile pentecostale, și nu e o critică, e o observație, se pune foarte mult accentul pe personajele istorice din Biblie, mai ales pe Vechiul Testament. Am ascultat predici care explicau în detaliu viața lui David, care cu siguranță a fost omul lui Dumnezeu, dar nu prea se punea accentul pe viața în Duhul Sfânt trăită după înălțarea la cer a lui Iisus Hristos de generații întregi de creștini. Și într-un fel m-am întrebat dacă nu este asta o eroare, fiindcă din punctul meu de vedere
domnule Luigi Mițoi, este foarte important, apropo la tani, apropo și de discernământul care e obligatoriu în zilele noastre, să deosebim prin comparație falși lideri de adevărații lideri, tocmai având repere mai aproape de noi. Mi-ar plăcea să cunosc viața unui penticostal din secolul, iată, 20, în perioada de persecuție din, nu știu, America Latină sau din Europa de Est, și să compar această viață a unui om care a murit cu Dumnezeu, a trăit cu Dumnezeu și a murit cu Dumnezeu, și să compar, repet, viața aceasta cu o viață a unui pretins, să spunem, lider de astăzi. Credeți că ar fi util să punem accentul și pe studierea vieților eroilor credinței din ultimii 100 de ani? Evident că ar fi util atunci când viața aceasta a fost o viață sfântă și ea ne inspiră, ne servește drept exemplu. Biserica Penticostală s-a născut punând accent pe Scriptură și punând accent pe persoana și lucrarea Duhului Sfânt, activitatea Duhului Sfânt. De aceea, predicile, învățătura, principiile, doctrina, toată trebuie să fie așezată pe Scriptură. Tocmai de aceea toate exemplele care se dau, sau cele mai multe dintre ele, sunt exemple din Scriptură. O predică în Biserica Penticostală trebuie să fie argumentată cu Biblia. Un predicator nu poate să spună un lucru dacă el nu are o referință din Biblie care să susțină ceea ce el spune. În momentul în care renunțăm la principiul acesta, va trebui să avem un alt etalon cu care măsurăm diferența dintre bine și rău, dintre corect și greșit. Biserica Penticostală pune un mare accent pe etalonul Scripturii. Tocmai de aceea face uz de Scriptură, vorbește despre personajele din Scriptură și despre învățătura apostolilor și despre viața acestora, a Mântuitorului și a apostolilor săi. Asta cred că este explicația la ceea ce dumneavoastră ați remarcat puțin mai devreme. Domnule Mițoi, încă o întrebare și apoi o analiză, dacă vreți. Prima întrebare este legată de pluralismul interpretărilor. Întotdeauna există mai multe modalități de lectură a Bibliei. Biblia nu vorbește de la sine. Dacă tu nu o citești și nu o deschizi, iată, aici am mai multe Biblii în spatele meu, ele nu vorbesc. Eu tac, dumneavoastră tăceți și ea nu vorbește. Ea, ca să vorbească, trebuie deschisă. În clipa în care deschidem Biblia, avem o interpretare și o traducere. Traducerile variază. Foarte puțin dintre noi citim în ebraică sau în greacă textul Bibliei. Citind o traducere, nu? Cum spune italianul, traduttore, traditore, citim și interpretări. Traducerea în sine este un act interpretativ. Anume, luăm un text din greacă și îl redăm într-un limbaj teologic care să fie mai aproape de o confesiune decât de alta. Cred că suntem de acord că acest lucru s-a întâmplat și cu traducerile lui Cornilescu și cu traducerile sinodale sau ale altor Biblii din context catolic sau ortodox. Însă, dincolo de asta, pentru că avem un pluralism al interpretărilor, cred că avem și un pluralism al manifestărilor confesionale. Sute și sute de biserici în ultimii 50-70 de ani au apărut în America, fiecare considerând că, nu-i așa, dă o interpretare biblic corectă a mesajului lui Dumnezeu. Și aici ajung la întrebarea dureroasă pentru dumneavoastră. Cum interpretați această ruptură permanentă pe care noi o observăm în ultimii 20 de ani, chiar și în România, între bisericile penticostale? Contestări reciproce. Pastorul X pleacă din biserica Y și face o altă biserică, Z, pentru a, nu-i așa, oferi o interpretare mai bună, mai corectă, a lui, desigur, la Scriptură. Și această ruptură permanentă pe care noi observăm, sociologic vorbind, în cadrul mișcărilor evanghelice, pare să epuizeze la un moment dat și să slăiască entuziasmul inițial. Greșesc? Nu cred că greșiți, dar problema poate fi văzută din multe puncte de vedere. O să încep cu ceea ce eu cred că este baza. Domnul Iisus Hristos și, în general, învățătura Noului Testament ne spune că
Noi toți suntem preoți ai lui Dumnezeu, suntem preoți în Hristos. Așa se face că în Biserica Pentecostală nu există doar un preot, un pastor care să predice Evanghelia. Și mai mulți bărbați care au din partea lui Dumnezeu descoperire în cuvânt, ei predică Evanghelia. Se poate întâmpla ca din anumite motive unul dintre acești oameni, orică a incomodat el pe cineva, orică cineva l-a incomodat pe el, orică pur și simplu el vrea să mai planteze încă o biserică într-un alt cartier al orașului. În mod individual sau cu bună înțelegere cu biserica mamă, biserica din care el pleacă, pleacă singur sau cu un grup de 2, 5, 20 de oameni, se duce și plantează încă o biserică. Biserica aia acolo crește. La noi nu există un preot care să facă lucrul acesta. Sigur că fiecare biserică are un pastor principal și alți câțiva, mai mult sau mai puțin pe lângă el, în funcție de mărimea bisericii. Sigur că există prezbiteri și diaconi. Sigur că există un comitet care se ocupă de lucruri administrative. Dar acest specific al bisericii pentecostale poate fi bun pe de o parte și poate fi și riscant pe de cealaltă parte. Dumneavoastră ați remarcat partea riscantă. Partea bună este faptul că într-un oraș pot exista mai multe biserici de rit pentecostal. De pildă, în Londra se pare că există mai mult de 50 de biserici pentecostale. Așa este. Și este un lucru... 50 de biserici pentecostale. Este lucrul acesta bun sau este lucrul acesta rău? Este un lucru care demonstrează mobilitatea extraordinară, mobilitatea extraordinară a curentului evanghelic carismatic pentecostal, în detrimentul evident structurilor rigide, uneori ruginite, uneori fixate într-un soi de stagnare breșnevistă, cum o numesc eu, din bisericile istorice. Așa este. Haideți să ne permiteți-mi să folosesc din nou Scriptura, că tot am vorbit despre faptul că Scriptura este baza. Uitați-vă ce se întâmplă, se convertește Pavel în drumul spre Siria. Se întoarce și cu excepția lui Barnaba, toți sunt sceptici și îl priveau cu suspiciune. El reușește să se integreze puțin câte puțin, deși nu făcea parte din ceata apostolilor. Și pe lângă centrul cultului sinodal care era la Ierusalim, se creează în Antiohia un centru de misiune. Iată dar o rupere. Centrul de misiune din Antiohia gestionează călătoriile misionare ale apostolului Pavel. 3 la număr, dacă o punem și pe a patra, când doar a fost cu dus. Pentru că a fost dus sub escortă, arestat și dus la Roma și acolo a și murit. Nu-l vedem pe Petru niciodată mergând cu Pavel în misiune. Nu-i vedem nici pe ceilalți apostoli mergând cu Pavel în misiune. El merge cu Timotei, cu Tit, cu Luca și cu mulți alți convertiți pe care i-a luat, pe care i-a ucenicizat, pe care i-a instruit și i-a format. Și așa se face că în Efes, în biserica din Efes, îl lasă pe Timotei. Ce părere a avut Petru despre treaba asta? Nu vreau să intru în subiect, în detalii, pardon, nu în subiect, nu vreau să intru în detalii. Nici nu încerc să fug de a fi subiectiv, dar vreau numai să aduc O paralelă din Scriptură pentru ca să vedem în ce măsură ajută discuției noastre. Fără discuție, domnul Mițoi, lumea vă iubește, se întâmplă să vă port afecțiune sinceră și dezinteresată, nu mă puteți face nici deputat, nici senator, deci slavă Domnului, ies de sub această suspiciune că am avea o înțelegere secretă și nici nu se întâmplă să stipendiați cumva activitățile Clubului Marile Cărții. Rugăm pe cei care vor să ajute să intre la adresa patreon.com/neamțu și să susțină demersul nostru. Domnul Mițoi, lumea s-a adunat pe acest canal și suntem aproape 300 de persoane, motiv pentru care v-aș ruga să rămâneți. Suntem aproape cât într-o adunare, într-o misiune pe care probabil că o faceți fie în Arizona sau fie în California, aveți chiar mai mult de 300, însă puteți oare să reintrați pe conexiunea pe care v-am dat-o, fiindcă v-am păstrat sunetul, dar v-am pierdut imaginea. Deci vă rog, dacă îmi permiteți, iarăși un minut, două, o să fac o mică perorație și dumneavoastră reveniți. Vă așteptăm în câteva secunde, vă scot din emisie și vă așteptăm.